Bună dimineața, este vineri dimineața, ne-am trezit de vreo jumătate de oră și urmează să mergem la micul dejun și plecăm din nou în oraș la plimbare. Nu am micul dejun și acum am ajuns la Vespa, ne urcăm pe ea și în oraș. Am lăsat scuterul. Și acum am luat-o la pas. Mai vedem câteva lucruri interesante din Roma. Deja ne este dor de ea. Ne cam bate gândul să mai luăm una. Tocmai am mâncat lângă Coloseum. Am întâmplat o vedere la Coloseum. A fost foarte drăguț. Și acum o luăm iarăși la pas. Mergem să mai vedem câteva magazine și apoi cred că mergem puțin până la hotel. Am venit într-un local foarte apropiat de locul în care stăm și am dat seama că au o pizza adevărată preparată aici. Asta e locul. E ultima seară de stat aici. Mergem acasă, ne facem bagajele. Mă mai lălăim puțin și mâine îi dăm drept la drum. Mi-am găsit Peter pentru ori și sunt tare fericită. N-am găsit România, am căutat, dar la Roma. Glumesc, nu, chiar am căutat, dar nu am găsit. Și am găsit și lipici și Peter. Hai! E deja seară, suntem la hotel de câteva ore. Am făcut un duș, am pregătit bagajele pentru mâine. Și cam asta a fost Roma pentru noi. Mâine avem avionul cam pe la ora 16, ora locală, pleacă. Dar trebuie să fim din timp la aeroport, care oricum e departe de Roma, e în Fiumicino. Sunt 30 ceva de kilometri până acolo. Dar cred că ne vom descurca, pentru că așa a fost tot sejul. Ne-am descurcat orice a fost. Roxy vă salută și ea. Roxy. Și ne vedem mâine. Noapte bună!